Mr. Austreviciu, thank you so much for doing Radio Free Europe, Radio Liberty. Domnule Austreviciu, raportul dumneavoastră a recomandat ca banii să nu mai ajungă la guvern, ci la partenerii din societatea civilă, la autoritățile locale și la mass media independentă. Apoi, doi, domnul Năstase trebuie să-și primească mandatul de primar înapoi. Și, trei, justiția trebuie să fie independentă. Dar eu vă întreb, cum este posibil ca banii din Uniunea Europeană să nu ajungă în țară prin guvern? Comprehensive report made by the European Parliament on Moldova's implementation of association agreement. Ați atins un subiect foarte important. Datorită concluziilor mai degrabă critice și nu foarte pozitive ale raportului nostru, ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la agravarea, la înrăutățirea criteriilor politice și democratice din Moldova și aici mă refer la situația societății civile, la independența presei, a justiției, la lupta împotriva corupției. Am decis că, potrivit deciziei pe care am luat-o cu privire la Moldova în 2017, atâta vreme cât în țară nu sunt respectate criteriile democratice, care nu sunt nimic special, sunt absolut normale și le putem regăsi în orice țară europeană, asistența macrofinanciară a Uniunii Europene nu poate fi acordată. Aceasta înseamnă că nu vom transfera cele 100 de milioane de euro către Banca Centrală din Moldova. Am spus însă, ok, nu suntem mulțumiți de ceea ce face guvernul, dar nu putem lăsa societatea civilă și ceilalți actori care creează mediul democratic în Moldova fără niciun fel de susținere. Banii vor merge la ONG-uri, la media independente, banii vor merge către proiecte locale care îmbunătățesc viața comunităților locale, la poduri, școli noi sau renovate, la renovarea sistemului de încălzire. Banii pot fi transferați direct către administrațiile locale. Este un program special de asistență doar pentru aceste categorii de parteneri. To reach those who are most needed of our support. And I appreciate this very much. Aș cerut publicarea rapoartelor Kroll referitoare la frauda bancară. Credeți că se va întâmpla asta? And I think to make it public. At least the parts of reports which probably don't mention exact names. Ambele rapoarte sunt foarte importante. Cred că trebuie să fie făcute publice, cel puțin părțile din raport unde se prezintă concluziile, pentru ca populația să vadă că se caută adevărul, că autoritățile își doresc să se facă dreptate și că cei care sunt responsabili plătesc în fața justiției. Cred că este un lucru care se poate face, iar consecințele vor fi pozitive, căci nu vor mai fi temere în societate că guvernul nu ține lucrurile sub control, că banii dispar din bănci și că cine îi fură nu este tras la răspundere. De ce e nevoie să publicăm acest raport? Pentru a întări încrederea în justiție. Vrem ca cei care sunt responsabili să răspundă în fața justiției. Cine a plătit banii aceștia? Cetățenii. Banii au fost plătiți din bugetul de stat. De aceea noi cerem condamnarea făptașilor cu cât mai repede, cu atât mai bine. Orice întârziere nu este bună pentru construirea încrederii în structurile statului. Deci, nu cerem doar publicarea rapoartelor Kroll, ci și aducerea responsabililor în fața justiției. Justice should come, yes, indeed, to people, because, well, who finally paid this financial hole in 1 billion? People. Money were taken from the budget, and budget belongs to people, to not political elites. Nobody in person in Moldova. So that's why we demand prosecution. Cereți în raport repunerea în drepturi a domnului Năstase. Ce șanse sunt ca acest lucru să se întâmple? I think it was one of the mysterious stories in present history of Moldova. Aceasta a fost una dintre cele mai misterioase povești din istoria recentă a Moldovei. Nu este o poveste frumoasă. Considerăm că acesta este un exemplu de nedreptate. Am fost șocați cu toții când am văzut trei instanțe confirmând verdictul uneia până la decizia finală și au decis că Năstase nu poate fi primar după ce a fost ales de către cetățeni. Oamenii au rămas și în acest caz cu impresia de injustiție, de nesiguranță, iar comunitatea internațională a văzut cum opoziției îi se răpește o șansă. Acesta este un precedent rău în istoria modernă a Moldovei și nu trebuie să se mai repete. Of democracy of Moldova that probably not looking back. We should do everything possible not to repeat those mistakes in future. My last question to you, Mr. În paralel cu raportul pentru Moldova, Parlamentul European a adoptat și raportul pentru Georgia. Cum se situează cele două țări din parteneriatul estic? Putem face o comparație? They are partners of us. They are real partners and Moldovans should understand. I mean, we value our partnership. Georgia și Moldova sunt partenerii noștri. Moldova trebuie să înțeleagă că noi apreciem foarte mult această relație, că ne dorim stabilitate și un viitor comun. În 2014, Moldova era cu mult înaintea Georgiei. Era descrisă ca un partener exemplu.
Ce s-a întâmplat între timp? Georgia este înaintea Moldovei. Pentru că, în ciuda unor discrepanțe și căderi, Georgia continuă să avanseze în toate direcțiile. Și acolo sunt oligarhi, și acolo media este manipulată, dar politic și economic ei merg înainte. Și economia Moldovei merge înainte, s-a îmbunătățit foarte mult, dar situația politică este prăbușită. Iar noi nu discutăm despre Moldova ca despre o piață pentru Uniunea Europeană. Noi vorbim despre Moldova ca despre un stat, un stat partener, unde criteriile democratice și politice sunt mai importante, poate, decât cele economice. And we're not talking about Moldova as a market for European Union. We're talking about Moldova as a state. And within this state, political criteria, democratic criteria, as important as economic criteria.